Vai, bună ziua, dragii mei, îmi pare rău că iar s-a întrerupt, dar s-a întrerupt pentru că trebuia să se întrerupă, pentru că sunteți în punctul zero. Din păcate, nu îmi pot permite acum să lipesc videoclipurile, o să pun cont... Am pus deja, că de-aia și ascultați, am pus continuarea separat. Nu, dacă ar fi să încerc să lipesc videoclipurile, m-ar ține vreo câteva ore. Și cred că vreți totuși să ascultați, să ascultați, decât să stăm în relipiri, mai bine mergem mai departe. Interesant că în timp ce amestecam, s-a oprit la 3 de spade și s-a manifestat și acel turn, acea separare. Iar e o separare între voi. Tăcere care va trebui schimbată. Va trebui schimbată. E o relație foarte profundă, predestinată să schimbe ceva. Direcțiile voastre în viață, eventual. Hai să vedem zero. Sunteți în punctul zero. Acum, ca să recapitulăm, persoana de aici regretă ori că nu poate să vină înspre persoana independentă, ori că cealaltă este prea doritoare de control sau într-o relație, nu știu, contractuală. Persoana de aici este posibil să fie geloasă, sau să simtă dorința de a se vindeca de conflicte, de griji, de gelozia care vine din partea persoanei care vrea să controlul, vrea să se vindece și să ia de la zero și să manifeste abundență. Acum, am mai spus, ori conflictele din viața cuiva, mai ales dacă este căsătorită, creează acest stres care ar trebui reechilibrat, revindecat. Unul dintre voi conștientizează această dorință, această necesitate, vreau să zic, și posibil persoana de aici, ori să meargă într-o nouă direcție către împărăteasa sa, către femeia sa divină, da, și să trebuiască să înfrunte geloziile celorlalți. Or fi și gelozii personale, or fi și stres personal, dar mai presus de toate, cred că este stresul din cauza altor gelozii. Zero. 8 de bâte. Da. Trebuie să lucrați această tăcere. Probabil, dacă e tăcere, celălalt vă spionează energie masculină toată ziua, vă spionează eventual la locul de muncă, ce faceți la locul de muncă, dar chiar dacă sunt la locul de muncă, ei tot vă urmăresc. Două cărți care arată această dorință de a vedea ce faceți dacă voi vreți să vă separați de ei. Dacă vreți să mergeți mai departe, să creșteți, să mergeți într-o altă direcție care vă aduce bucurie, satisfacție. Dar e distanță între voi? Vedem, hai să mai vedem. Teoretic ar trebui, după cum arată cărțile, energia masculină să se transforme. Clarificăm. 8 de bâte și 0. 0, mai dăm o carte pe 0, eventual și pe 8 de bâte. Măcar o carte. În prezente. Relația... Ah. 3 de monede, interesant. Marea preoteasă, Eremitul și Regele de Spade. Interesant, același. Oarecum, Marea preoteasă și Eremitul a apărut și la numărul 2. Am zis că pe aici, pe acolo, prin anumite zone, etalarea seamănă, cu mici diferențe. Regele de Spade. Asta este. Regele de Spade. Persoană rațională. Nu zic musai semn de aer, dar posibil. Are o revelație în legătură cu bucuria, fericirea pe care o simte în această relație și, sau, eu știu, într-o relație. O revelație între, ia vedeți, asul de spade, da? Revelație în legătură cu trezirea lor, cu bucuria, ce înseamnă bucuria adevărată, da? Ce înseamnă vindecare, ce înseamnă o relație care vindecă, despre care am vorbit chiar de la început cu Regina de Cupe, Regina de Bâte și Steaua. Da? O relație care îi încarcă energetic și o relație în care se sacrifică, în care se simt legați din motive religioase.
sau din dorința de control a lor, a cuiva, a familiei, educație în care, eu știu, din care, pe care au primit-o. Asta meditează acest rege de spade în această perioadă. Meditează două cărți spirituale. Chiar dacă e tăcere între voi, amândoi încercați să găsiți răspunsuri. Interesant este că energia masculină trebuie să-și găsească în primul și în primul rând lumina în el, energia feminină, și-a găsit-o, a trecut prin această perioadă, nu zic că n-a trecut, dar în această perioadă se vindecă prin îngeri, că am vorbit de așa ceva de la început, cu îngerii. Are îngeri alături, e protejată. Zero, relația. Hai mai dăm o carte. Trei de monede și o de bâte. Pe acest zero clarificăm în prezent situația dintre cei doi. În prezent. Posibil să fie și triunghi amoros. Am vorbit unul într-un cuplu și celălalt singur. Își creează viața sa. Dar aș putea să spun că din acest punct zero puteți să mergeți și să reconstruiți relația, dar depinde de voi, depinde ce faceți, pentru că nu se poate, da, nu se poate rămâne în acest triunghi decât în triunghiul în care a treia persoană este divinitatea, sunt îngerii voștri protectori, decât în acesta puteți să rămâneți. Hai să vedem. Mai dăm o carte pe acest nebun. 8 de bâte și 3 de monede. Uf! În prezent. Da. Cel puțin unul dintre voi vrea să meargă mai departe. Eu cred că amândoi. Eu aș spune așa. Relație karmică și a unuia cu, da, relația karmică. Aceasta. Dar mai este și pasiune, atracția pentru celălalt. Însă, dorește eliberarea de karmă, în primul rând. Acest zero, asta ar trebui manifestat. Eliberarea de karmă. Conflicte. Spionaj. Vedem o carte. 8 de bâte. Sau diavolul, sau pe ce vrei. Mai dăm o carte, să vedem în ce direcție merge aceasta. Deci o să vedem la viitor. Deci în prezent, mai dăm totuși o carte pentru prezent, că tot am întrerupt. Măcar să fie. Măcar 10 minute de etanare. Mai dăm o carte pentru acest prezent. Multe. Pentru acest prezent. A venit ceva invers. 7 de bute invers. Iar energie masculină. Cel care a fost strict și a blocat, ar trebui să deblocheze. Dacă vrea să creeze ceva. Șase de cupe la capătul setului de cărți. Dorința de împăcare, uite câte cupe, câte emoții, visează. Da. Cineva vrea să lase o relație karmică în care este rece și să meargă spre împlinirea visurilor sale, să meargă către o dragoste de adevărată pe care a visat-o și pe care a întâmpinat-o, da? A întâmpinat-o. Pentru asta înseamnă împăcare. Dar ca să te împaci, trebuie să renunți la granițe, la granițele personale puse, da? Acest personaj și-a pus multe granițe, din dorința de control. Poate că ai experimentat situații toxice și a învățat să pună granițe, dar dacă pune granițe în fața dragostei, cam greu. Mai este și un alt mesaj. Cine se simte intoxicat de prea multă suferință? Posibil 5 de cupe. Pentru că se simte legat. Da? Pentru că... Da. Cine vrea să-și capete independența, aici este, trebuie să-mi aleg cuvintele, da? Că puteți să fiți bărbați, femei, nu contează. Puteți să fiți chiar voi căsătorii și să vă doriți independența. Cine vrea să-și capete independența,
și vrea să zboare înspre, eu știu, zone mai înalte, relații mai înalte, da? Nori, nori, nori. Relații divine, legături divine, profunde și divine, da? Și înalțătoare. Eventual nu ar trebui să se mai lupte, că vedeți, a venit de fapt, a venit așa. Bine, pot să fie și și. Să renunțe, să renunțe, că asta e o renunțare, să renunțe la acest diavol, la această adicție, la, în ce sens adicție, comportament toxic. Îți place de cineva, iubești pe cineva, nu te manifesti toxic. Să fie vulnerabil, pentru că 7 invers duce către 6, eliberare, victorie. Ia uite, 6, aici, 6, da. Aici este. Vedeți. În viitor, hai să vedem. A, 6 de bâte, interesant. Va fi victorie până la urmă între voi. Ia să vedem cum. Deci apare. Am vorbit de 6 de cupe de... Apare într-o formă și aici, de 3 ori. 6 de bâte în viitor. Poate cuvinte să lase garda jos, uite ce, cu, ia uite, cu sceptru, cu sabia în sus. Aici trebuie să fie cu garda jos. Adică, să nu mai fie atât de defensiv, de acaparant. Să fie cuceritor. 6 de bâte, clarificăm 6 de bâte. 10 de monede. De monede, vedem. 10 de monede. Clarificăm 6 de bâte cu încă o carte. 6 de bâte, te rog. 6 de bâte. Turnul, ups. Încă o carte pe 6 de bâte. Viitor. Asta vrea să vină. Valetul de spade și regele de spade alături de regina de cupe. Băi, interesant, băi, deci nu se poate. Vedeți tarotul ăsta cum e? Roata norocului, schimbare de energie. Pentru că este o relație predestinată să schimbe direcțiile celor doi. A apărut regele de spade? Căsătorit? Sau într-un contract? Sau cu familia după el. Sau ea, evident. Familia, neapărat căsătorit. Da, poate să fie părinții, educația. Și regina de cupe? Și regina de cupe? A apărut steaua și regina de bâte. Probabil care marcaj... Da, în fine, nu mai vorbim de marcaj, da? Am zis, persoană care vindecă prin creativitate, prin vitalitate, prin exuberanță, da? Ia uite aici. Dar deocamdată, sau la un moment dat, a fost doar un vis. Un vis care a adus tăceri, a fost o opțiune. În viața ambilor a fost o opțiune, pentru că amândoi sunteți puternici și, na, oamenii puternici au opțiuni. Dar se pare că în viitor, această victorie se va manifesta prin eliberarea de familie a cuiva. Turnul, răsturnare, o construcție. Cineva a muncit doar pentru bani, doar pentru familie. Repet, nu contează ce e căsătorie sau neamuri. Da? Din motive religioase, eventual, sau de educație. Poate nu e religioasă persoana, că în general regele de spade nu prea le are cu religia. Dar așa a fost educat. Să fie sobru, să nu arate, să muncească. Da? De ce să arate? Că n-are ce să arate, că nu simte, de fapt. Ce e aia dragoste? Nu este dragoste. Ia că s-a întâmplat. S-a întâmplat întâmplarea, s-a întâmplat întâlnirea predestinată ca să... Se producă și schimbarea în viața cuiva. Și valetul de spade sugerează comunicare eventual.
se va comunica în viitor. Ne mai dăm o carte. Pe 6 de bâte, încă o carte pentru 6 de bâte, ce e acest vale de spade sau ce urmează după el. Asul de bâte! Va învăța să comunice. Că vrea ceva nou, că vrea un nou proiect, eventual. Proiect. Proiectul fiind îndrăgostiții. Așa a venit exprimarea. Da, proiect aici la 3 de monede. Se vrea reconstrucția într-o formă sau alta. Dar trebuie renunțat. E o renunțare aici la 7 de bâte. Trebuie renunțat la această atitudine. Sau, mai bine zis, cine renunță, că unul dintre voi renunță, îl provoacă pe celălalt să facă pașii necesari, eliberarea de trecut, de familie, ca să vină. Da? Asul de bâte și 6 de bâte. 6 casa, 6-a muncii, să muncească ca să aducă victoria în relație. Că dacă nu te implici, casa înseamnă muncă zilnică, da? Să te implici în relație. Cum să fie echilibrată? Ia uite, valetul de cupe, probabil niște scuze, eventual. Poate. Dacă renunță la orgoliu, renunțare la orgoliu. Cam greu. Eventual, ce mai apare aici? Conflicte cu fosta. Regele și are o regină de spade, da? E un cuplu. Renunțare. Aici este o regină de spade geloasă. Să blocheze gelozia cuiva. Ia uite, nouă de spade, că își face griji. Alt semn de aer, dar nu obligatoriu semn de aer. Da? Persoană cam... Da, că de-aia sunt împreună. Acest cuplu. Dar apar. Apare comunicare. Posibil. Și scuze. Într-o anumită formă, nu știu în ce formă. Soarele. În prezent aveți soarele. Soarele nebunul? În viitorul, eu știu care viitor de scurtă durată, de termen mediu, trezire. Dar soarele înseamnă încredere. Și unul și celălalt aveți încredere. Scuze? Chiar și cel care plânge. Are încredere că va fi liber, că va fi eventual în afara contractelor și își va crea, să zic, independența sa, va fi stabil. Sau va fi lângă femeia aceasta independentă, da? Nu dependentă și geloasă. Vedeți unde sunteți. Soarele, ce frumos în prezent, soarele. Clarificăm soarele. Ce frumos! Aici vă dați seama, soarele iar e o trezire. E o trezire. Unul a visat, altul s-a mințit. Tot aia, 7 de spade, 7 de cupe. S-au creat confuzii, v-ați sabotat și unul și celălalt relația. Nu pot să zic că doar unul și celălalt. Unul a crezut prea mult, unul prea puțin. Da. Ciudat. Iar valetul de cupe. Mai dăm o carte pe acest soare. Nu mă satisfac cele două cărți șapte, dar asta e. E lumină, se pune lumină și pe confuziile și pe iluziile și pe opțiunile voastre și pe minciunile și spuse altora, dar și spuse vouă. Las că merge așa, las că e doar o aventură. Nu, nu e doar o aventură. 6 de spade, da? Vă eliberați. Mergeți către soare. Asta e, lăsați în urmă. Confuziile, auto-sabotajul, trebuie să specific. Minciunile pe care ni le spunem noi, nouă, și altora, și călătoria către soare. Stairway to Heaven? Sau mai era o melodie? Îmi scap acum titlul. Da, frumos. Posibil că va fi totuși o călătorie, o discuție, văz în prezent o comunicare, 8 de bâte și o călătorie. 8 de bâte înseamnă și călătorie, 6 de spade înseamnă și călătorie. Da?
Probabil că unul dintre voi a văz aici călătorie, iar amândoi așteptați o discuție să se apropie, să vă apropiați, să micșorați distanța dintre voi, distanță fizică în mod special, și să comunicați ceva, să manifestați. În primul rând, să exprimați un adevăr. Cu alte cuvinte, cine este foarte strict, să fie mai vulnerabil. Energia masculină trebuie să fie mai vulnerabilă, clar. Da? Să manifeste încredere. Să fie cuceritor, nu să dorească controlul. Și am zis că așteptați, e comunicare și aici la valet. Se așteaptă o comunicare care să transforme și să aducă victoria. Vedeți? Care să transforme și să aducă victoria. Și va veni victoria. Dar pentru acest lucru, eu știu, masculinul trebuie să lase și sentimentul de trădare și eu știu ce, și să meargă către steaua sa. Faetonul merge către stea. Mai. Și merge deocamdată acum. Se va merge, ia uite ce frumos, la regina de cupe. Se vor exprima eventual emoții. Iar roata norocului, 10. 10. Da, e frumos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!